Salutare, pomincuților, și bine v-am regăsit la un nou cântei pe acest canal. Acum câteva zile v-am pus un status cu răsați întrebări pentru cântei. Bun, hai să înceapă cânteiul. Nu pot să aleg altă întrebare. La ce vârstă te-ai jucat prima oară pe PC? Pe PC m-am jucat la vârsta de 6-7 ani, nu mă țin minte, dar oricum eram foarte, foarte mic. Când am văzut primul calculator și când am avut prima interacțiune cu el. Acum 3 ani, când aveai 1000 de subscriberi și filmai GTA 5 single player, cât ai crezut că o să evoluezi în această comunitate? Ca să spun sincer, eu m-am așteptat să urc, pentru că fiecare YouTuber se apucă de asta pentru că îi place să facă content editat, randat și tot așa. Dar m-am așteptat să dureze mult mai mult pentru 60.000 de abonați. Adică m-am așteptat, dar nu m-am așteptat, știi? Nu știu cum să zic. Ai prins tu ideea. Ce faci? Uite, m-am zis un fir de iarbă. Hihi! Ce-a drăguț! Bă, jocul meu preferat a fost Counter-ul, dar nu mai e pentru că acest joc s-a stricat foarte urât. Joacă numai codaci, numai hackeri și tot așa și m-am dat puțin pe racing. Plus că am un volan și îmi plac foarte mult în mașini, jocurile cu mașini. De asta o să vedeți la mine Forza Horizon 3 și așa mai departe. Cineva te întreabă dacă te tenta de mic și te apuci de YouTube sau de calculator de gaming și te apuci de faci gaming. Stai, m-am vorbit eu. Cineva te întreabă dacă te tenta de mic să te apuci de YouTube sau să ții un calculator de gaming și te apuci să faci gaming. Bă, asta cu YouTube-ul m-a prins acum vreo 5 ani de zile. Mă uitam la YouTuber deja români și am apreciat ce făceau ei, adică se jucau, vorbea cu lumea, lumea aprecia și apreciază și acum și asta e cel mai tare lucru la YouTube, pentru că ai comunitatea ta, vorbești cu ei absolut ce vrei tu, deci e o platformă foarte, adică ești liber, poți să creezi ce vrei tu. Mai puțin fiind noi porno. Ai făcut vreodată cu cineva să sufere? Bă... Da, odată la un paște, acum vreau 5 ani de zile sau 4 ani de zile, mă rog, 4-5 ani de zile, vreau să ies în sat. Deci eram la țară, la bunici și copiii ieșeau la o bere, la un vin, știi cum e asta, copiii n-a 20 de ani. Și mama pe mine nu m-a lăsat și am făcut cu tot din an din sus să plec. Și mama s-a supărat puțin pe mine și a început să plângă puțin și după mi-a părut rău. Deci am făcut-o pe mama să sufere o singură dată și încerc să nu o mai fac. Îți place burta de ciorbă de cartof sau cartofii de burtă de ciorbă? Bă! Bă, foarte bine! Următoarea întrebare! Ce vei face la 1.000.000 de abonați? Petrecere cu tot, bă, mapa mondului. La 1.000.000 de abonați îmi tăi cioca, pentru că nu se văd niciodată 1.000.000 de abonați. Bine o să fac, dar până la, nu știu, peste 6-7 ani, nu știu când o să fac, dar o să dau de băut la toți abonații. Bă, pentru viitor am foarte multe planuri, dar în viața am învățat lucruri fără de
unul la bun. Aici mă refer strict pentru YouTube. Și nu neapărat și pentru YouTube, pentru tot, știi? Este bine, este foarte bine să vină tractorul ăla. Este foarte bine să îți pui niște targeturi în viață, dar ai grijă ce targeturi îți pui. Dacă zici în momentul de față, băi, eu peste 2 ani vreau să ajung la Hollywood, dacă ești foarte bun pe edit sau pe rând, pe astea, bă, o să ajungi, pentru că este foarte greu. Adică puneți targeturi puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin, până o să ajungi acolo sus. Știi? Asta e ideea, să iei încetul cu încetul până ajungi sus. Nu neapărat. Bă, acum am 60 de mii de abonați, la anul 2008, 2019, vreau 2 milioane de abonați. Ce-i asta? Planuri pentru vară. Am multe planuri. Vreau să fac vloguri de la mare, vreau să fac vloguri de la munte, vloguri din București, idei foarte multe. Vreau să-l mai aloc și pe Gianni în videoclipurile mele, dar pentru asta necesită timp și foarte multă gândire, dar o să fac. Deci, astea sunt planurile mele pentru această vară. O să faci vreodată dietă? Bă, urăști, nu? Cum? Dietă, cum până la mea să țin dieta dacă am 10 kg de ud și îmbrăcat? Ce faci dacă ai fi președinte? Simplu! Aș pleca în altă țară! Ce reacție ai avut când a vorbit Colo despre tine? Bă, când a vorbit Colo despre mine, să da dracu de mine. Nu m-am uitat la videoclipul ăla de 15 ori. Și aproape am venit să plâng. Pentru că ce a făcut omul ăla pentru mine... Da, e super tare, frate, să te susțină un YouTuber foarte mare fix când nu te aștepți, adică mi-am dat seama că lucrurile nu vin foarte repede, vin foarte greu, dar o să vină. Dumnezeu îți dă, dar nu se bagă și în traistă. Ai luat vreodată o notă mică din cauza unui coleg? Deci, da, am luat 1.5 la matematică, când eram undeva prin clasa a 5-a. Am luat 5 în clasa a 5-a, perfect. Pentru că m-a ținut de vorbă toată ora, n-am înțeles nimic, și am luat 5, perfect. L-a fost și în catalog, foarte îmi place viața. Vezi? Ce să fac? Nu. Nu și nici nu vă recomand, adică vă distrugeți sănătatea și o să ajungeți în spitale și tot așa. Deci, fără fumat, frate. Mai bine bei o bere, până la mea, mai bine bei un vin, mai... Nu știu, găsește cel viciu, până la mea. Nu mai fuma, nu e bine. Nu e așa că nu mai ești ce ai fost odată pe YouTube? Ce ai de gând să faci cu canalul? Ai de gând să schimbi contentul ca să-ți readuci canalul la viață? Bă, da. Am realizat și eu asta că canalul meu am murit. Bine, ne-am murit pentru că încă are vizualizări, încă
se uită oamenii pe live, încă vorbesc cu ei, deci n-am murit, dar nici mult nu mai am. Dar nu, frate. Chiar o să schimbă contentul puțin pe jocuri de racing, știi? Pentru că eu la jocurile de racing m-am putut cel mai bine, plus de asta am și un volan. Și da, o să fac vloguri, o să fac racing, o să fac cărătorii, bine, asta intră tot în vloguri. Nu știu, frate, o să fac eu ceva pentru canalul meu, nu o să-l las să putrezească, știi? O să trag de el cât pot. Micuțul nu vă moare! Micuțul nu vă moare! Cum merge cu kinetoterapia? Bă, cu kinetoterapia merge super bine. Super, super bine. Îmi place din ce în ce mai mult gimnastica, kinetoterapia. Pentru ce nu știu ce înseamnă kinetoterapia, înseamnă gimnastica recuperatorie. Și da, îmi place foarte mult. Pentru că mă mențin și dacă nu fac kinetoterapie, rămân în scaun cu rotile. Deci, da. Ce muzică îți place? Bă, îmi place foarte mult dubstep-ul din B-ul, rock-ul hard, dubstep, black dubstep. Sunt așa mai ascult Obsidia, ce care este trupa, ascult astea mai îndepărtate de societate, înțelegi? Ai fost în țări străine? Bă, din păcate n-am fost nicio țară străină. Aș vrea să mă duc, dar nu am ocazia și buget să mă duc în altă țară, pentru că acolo costă mult și... Bă, mă duce eu când o să mă fac mai mare, dar acum chiar n-am cum să mă duc, înțelegi? Aș vrea să mă duc, dar n-am cum. Deci cam atât a fost cu acest scandei, eu sper că v-a plăcut pe aici. Dacă v-a plăcut, dați voi un like, un share, un subscribe, pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult. Eu am fost Micu Gigant și... Da, ce să vă mai zic. Salutare, pa, pa!